Crezi în treaba asta, că lucrurile pe care nu le facem la timp nu le mai trăim niciodată așa cum trebuie sau? Nu, eu cred neapărat, dar cam așa se întâmplă. Adică sunt momente când trebuie să-ți asculți și trupul și relațiile, trebuie să mergi și pe instinct, dar să fii și logic puțin. Mi se pare că foarte ușor oamenii renunță la relații, imediat schimbă, imediat sunt căutarea perfecțiunii, dar de puține ori ne uităm la noi, până la urmă, ce oferim, dincolo de ce ne dorim. În general, oamenii pe care îi atragem sunt oglinda noastră. Dacă tot timpul e ceva greșit în cel de lângă, cu siguranță e ceva, de fapt, greșit la noi. Și atunci, pot să vă spun în experiență, imediat am 10 ani de căsnicie, 13 ani de relație și pot să spun onest că eu continuă muncă, cea de cuplu, cea de familie. În general, trebuie să fii mai indulgent, mai înțelegător. Și dacă e iubire acolo și comunicare, n-are cum să nu funcționeze. Eu cred că sunt momente când ești mai bine, când ești mai rău, când te înțelegi, când nu te înțelegi, când ți se pare că e așa o mare gaură între voi și nimic nu mai poți să te prinzi unul de celălalt. Evident, copiii dacă aparează foarte mult, dar cred că trăgând linie, atâta timp cât încă am gol din ăla în stomac, că știu că vine duminică dimineața, că îmi face cafeaua, că apucăm să mai stăm și noi în pat mai mult timp, copiii se joacă. Mi se pare că aștept săptămâna pentru duminică dimineața, când mergem la biserică, când atâta timp cât încă simt asta, înseamnă că suntem bine. Ăsta e micul vostru moment, nu, de dragoste și armonie și cred că toate cuplurile ar trebui să aibă câte un moment de genul ăsta. Crezi și în treaba asta în vacanțe care ne rezolvă probleme sau certuri sau sunt doar așa niște lucruri de fațadă? Da, cred că într-adevăr vacanțele ne pot ajuta să ne mai reglăm puțin, dar atât timp cât ajungi acasă și ești iarăși în haos și nu știi să-ți gestionezi haosul, cred că degeaba mergi în vacanță, că în prima zi deja ești nervos, că nu se leagă nimic sau în fine. Deci cred că foarte important este să gestionezi relația în situația în care se află în mare parte, adică acolo trebuie lucrat cel mai mult, nu să fugi. Îți vine să fugi mereu în vacanțe de când prezinți emisiunea Vacanță de Vedetă, zi-mi sincer. Pentru că eu călătoresc foarte mult cu invitații mei, Vacanță de Vedetă, în fiecare sâmbătă de la ora 15. Călătoresc atât de mult cu invitații mei că aproape am fost peste tot, ce să zic. Mai trebuie să plec nicăieri. E și ieftin. Perfect, e profitabil.